Este ultimul meci din turul acestei prime părți a Eurocup. Vom juca cu o echipă extrem de competitivă, cu o echipă tânără, care are jucători extrem de talentați în componență și care joacă cu o energie foarte, foarte mare. Scopul nostru este să îi facem să dea puține puncte. Tot timpul când marchează multe puncte reușesc să câștige meciul. Deci cu siguranță apărarea noastră va fi cheia în acest meci. Din diferite motive, la meciul de la Prometei, atitudinea noastră în apărare a lăsat de dorit. Nu vreau să le găsesc scuze băieților sau ceva, însă drumul și tot ce s-a întâmplat în acea deplasare și-a pus amprenta asupra stării noastre fizice. Dacă reușim să învingem, vom fi pe egalitate cu Ulmii. Au 4-4 acum, noi avem 3-5, deci dacă vom învinge, ambele echipe vor avea 4-5. We practice hard, we make hard defense, you know, for take this game, so we are focused. And at the same time, we are together, we are happy, you know. It's hard game, it's in the house, so we practice it, we go for this game for take. I feel so, so good. Now, I feel like my house, you know. Physically, mentality, with my team, so I work also for this possibility. They help my team, the coach. They give me more opportunity with the ball. So the same moment I work for this, I have good sister and more confidence with me, you know.